Bine v-am regăsit! Agitație mare din nou din cauza PNRR. Comisia Europeană are nelămuriri și obiecții în legătură cu planul trimis de România la Bruxelles, iar asta a încins din nou spiritele în politică. Ministrul Ghinea spune că e gata să demisioneze dacă ceva merge prost, dar îl provoacă și pe șeful PSD să facă la fel dacă totul e un succes și a criticat proiectul degeaba. Ce au avut să-și spună cei doi, vedeți imediat. Cât de mari sunt însă motivele de îngrijorare legate de acest plan? Pentru că oficialii europeni au avut un feedback foarte critic la ce au primit de la București. Spun că lipsesc date, că nu sunt justificate costurile sau că unele sunt supraestimate. În bunul stil românesc, aceleași date dintr-un document Word sunt diferite când le găsești într-un document Excel, de exemplu. O să vorbim despre iureșul în care se află acum autoritățile ca să corecteze documentul, pentru că i-a avertizat premierul pe toți, nu pleacă nimeni în concediu până nu e totul cum trebuie. Sau pleacă, dar direct acasă. Vorbim despre asta imediat. Tot astăseară despre reîntoarcerea ca lider pe scena internațională trâmbițată de Statele Unite odată cu vizita președintelui Biden în Europa, summit al G7, cele mai industrializate țări ale lumii, summit NATO și întâlniri cu liderii Uniunii Europene. Cine sunt inamicii declarați și cum trebuie abordați de acum încolo? Aflați mai multe la Actualitatea. Sunt Tudor Mușat. Începem chiar acum. Mai întâi, anunțul Comisiei Europene nu a respins PNRR trimis de România, așa cum pretindeau liderii PSD. Sunt doar niște schimburi de opinie între statul român și oficialii europeni, așa cum este normal să fie, arată reprezentanții Comisiei. Oficialii Comisiei Europene anunță că nici pe departe nu este vorba despre o respingere a Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Comisia a primit Planul Național de Redresare și Reziliență și a început evaluarea planului. Acest proces este în curs, așa că informația potrivit căreia Comisia Europeană a respins planul României nu e corectă. Aceste schimburi sunt perfect normale și reprezintă o parte a procesului de evaluare, arată executivul european. Pe de altă parte, mai spun oficialii europeni, România a cerut o extindere a perioadei de evaluare cu încă o lună, acceptată de Comisie. Nu suntem singurii care am cerut acest lucru, ba mai mult, sunt state care nici măcar nu au trimis PNRR-ul. Este vorba despre Suedia, Slovenia, Polonia și Croația. Răspunsul Comisiei vine după ce liderii PSD au acuzat guvernul de incompetență și au susținut că PNRR ar fi fost respins de Comisie. Însă, se pare că sunt destul de multe lucruri în PNRR-ul nostru care i-au pus pe gânduri pe cei din Comisia Europeană. Cele mai multe critici se referă la faptul că nu sunt justificate costurile, că unele sunt supraestimate, că lipsesc metodologiile de calcul și că au fost furnizate informații neclare legate de proiecte. Potrivit jurnaliștilor de la Hot News, care citează documentele Comisiei, în ceea ce privește sistemul de management al apei, una dintre critici vizează faptul că valorile asumate pentru ținte sunt în general mai mici decât rezultatul calculelor. La alte investiții se precizează că nu sunt furnizate punctele de referință și metodologia de cost. În ceea ce privește transportul sustenabil, Comisia Europeană menționează că pe anumite proiecte de transport feroviar nu este clar dacă standardele de costuri includ TVA sau nu și nu sunt clare explicațiile furnizate despre modernizarea a 30 de locomotive. În ceea ce privește fondul pentru valul renovării, nu este clar cum se obține costul total de 1 miliard de euro, întrucât există neconcordanțe între informații. Iar în legătură cu fondul local pentru tranziția verde și digitală, Comisia menționează că justificarea costurilor este insuficientă sau lipsește. Și la proiectul România Educată există critici, una dintre acestea vizând faptul că guvernul trebuie să explice fiecare investiție, nu grupate. Ce s-a întâmplat, de fapt, este că oficialii de la Bruxelles au avut tot felul de nelămuriri legate de proiectul pe care l-a trimis România, mai ales în legătură cu costurile care apar acolo, fie neexplicate, așa cum ați văzut, fie supraevaluate, după părerea Comisiei. Asta i-a făcut pe cei de la PSD să spună că planul a fost respins de-a binelea. Membrii guvernului s-au grăbit să dezmintă în termeni duri speculațiile. Am văzut mai multe știri care... mai multe știri false, foarte simplu. Am spus și de azi dimineața înainte să plec că nu a fost respins PNRR și nu a fost retrimis PNRR. Este o știre falsă.
Și acesta este adevărul înainte să vină comisia cu precizări care au confirmat ceea ce am spus. Aici românii trebuie să fie foarte atenți și să fie foarte lucrurile foarte clare pentru ei. Nu pierdem acești bani. 29,2 miliarde de euro îi vom lua pe toți. Suntem o procedură firească în care sunt toate țările din Uniunea Europeană. În același timp este adevărat, avem acest schimb de Comisia Europeană face observații, noi le răspundem. Și aici suntem în acest moment. PSD a fost și rămâne un partid al sărăciei, un partid care crede că o Românie subdezvoltată poate să-i asigure acea clientelă politică cu care ne-a obișnuit și cu care a ținut România sub dezvoltare timp de 30 de ani. Am o veste și pentru domnul Ciolacu și pentru membrii PSD care îl susțin. Acest program va fi un succes, România va atrage aceste peste 29 de miliarde de euro și România se va dezvolta așa cum a încercat PSD să nu se întâmple în toate guvernele pe care le-a avut până în acest moment. Facem un bâș național din toată chestia asta. Nu putem să avem un dialog normal cu experții comisiei, că mă trezesc la televizor cu Ciolacu care devine expert pe toate subiectele. Eu nu mă obișnuiesc cu acest stil în care discutăm uman când ne vedem, după care ieșim la televizor și spunem, bă, incompetență, demisia. Eu vorbesc normal și la televizor și când am acest. Nu pot să mă obișnuiesc cu acest stil la politicienilor din România în care vorbim ceva față în față și după la televizor altceva. Sunt ușor șocat. Însă cel mai dur schimb de replice a avut loc între ministrul proiectelor europene Cristian Ghinea și liderul PSD Marcel Ciolacu. Asta după ce Ghinea i-a cerut lui Ciolacu să plece din fruntea PSD și să nu mai împrăștie știri false privind planul de redresare și reziliență. După ce Marcel Ciolacu și oamenii lui au început să răspândească zvonul că PNRR-ul a fost respins de Comisia Europeană, ministrul Ghinea a avut o reacție destul de acidă la adresa liderului social-democrat. Ciolacu, hai să discutăm cu demisia pe masă. Factual, situația este clară și este descrisă în disclaimerul la tabelele trimise de Comisia Europeană, publicate de PSD cu mare tamtam. Sunt întrebări puse de Comisia Europeană legate de procedura de costing. PSD anunță din nou că PNRR a fost respins. Este a patra oară când PSD lansează acest fake news. La fiecare dialog cu Comisia, PSD are un atac de panică trucat. E cazul să se liniștească, scrie Ghinea pe Facebook și îi propune lui Marcel Ciolacu un pariu. Ca să scăpăm de emoții, îi fac o propunere lui Marcel Ciolacu. Marcele, eu zic că PNRR va fi aprobat de către Comisia Europeană. Anunți a patra oară că a fost deja respins înainte de evaluare. Această comedie politică poate fi ușor rezolvată. Îți propun următorul pariu. Dacă PNRR nu va fi aprobat de către Comisia Europeană, eu îmi dau demisia. Dacă va fi aprobat de către Comisie, tu îți dai demisia din funcția de președinte PSD. Termen 30 septembrie 2021. Însă nici Marcel Ciolacu nu s-a lăsat mai prejos. Replica șefului PSD este extrem de agresivă. Ghinea n-a convins pe nimeni cu inteligența sa, dar i-a zăpăcit pe toți cu tâmpeniile sale. Ce demisii ceri tu, Cristian? N-ai plecat? Încă mai ești în guvernul României? Când toată lumea îți spune că ești un dezastru național, tu încă mai ai tupeu să scrii balivernă pe Facebook? Cristian, Comisia Europeană a avut timp în doar 4 zile să-ți citească PNRR-ul. Da, cel pe care tu l-ai trimis la Bruxelles, fără să-l citești. Au citit și s-au crucit. Cristian, nu ți-a fost rușine să ieși la televizor acum 2 zile și să minți nonșalant că totul este ok, deși știai foarte bine ce observații devastatoare ai primit de la Comisia Europeană? Cristian, tu ești un dezastru zero. Cum să-ți spun în PNRR-ză ca să înțelegi și tu? Pleacă acasă, scrie liderul PSD. Despre noul scandal legat de PNRR vorbim chiar cu ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, ceva mai târziu la actualitatea. Până atunci, din nou despre scandalul gunoaielor din capitală, după ce Clotilde Armand a aruncat informația că nu există niciun contract valabil între Romprest și primărie, firma de salubritate vine cu precizări. Potrivit Romprest, contractul nu numai că există, dar este și perfect valid. Reprezentanții companiei aduc în sprijinul afirmațiilor lor decizii finale ale instanțelor care consfințesc, spun ei, valabilitatea contractului. Primarul sectorului 1 a postat recent pe pagina de Facebook cu titlul de bombă 2 sentințe judecătorești din anul 2007, din care reieșea că acest contract a fost încheiat fraudulos și a fost anulat, referindu-se la contractul în derulare cu Romprest. Însă lucrurile nu stau deloc așa, după cum arată cei de la Romprest. Nimic din contractul încheiat cu primăria nu este fraudulos și nici anulat.
întâmplat. Toate aceste așa zise detalii mai puțin cunoscute au fost de fapt subiecte de presă la vremea respectivă, fiind aduse în atenția publică în mod repetat. Este evident însă că odată cu soluționarea definitivă a cauzei supuse judecății, respectiv respingerea definitivă a acțiunii de anulare a unor documente din cadrul procedurii de achiziție, acest subiect a fost epuizat de către presă. Dacă demersul de investigare ar fi urmărit până la capăt soluționarea în instanță a acestei cauze, s-ar fi constatat că există o hotărâre judecătorească definitivă, care soluționează irevocabil speța supusă judecății, arată un comunicat al companiei de salubritate. Ba mai mult, sunt publicate și deciziile instanțelor, decizii pe care Clotilde Armand le-a ignorat pentru că îi știrbeau propriul adevăr. La acțiunea promovată de autoritatea de tutelă ANRMAP, astăzi ANAP, Tribunalul București s-a pronunțat asupra acestei împrejurări, a constatat tardivitatea acțiunii, a respins definitiv această acțiune și a consfințit că acest contract este valabil prin sentința civilă 3695 din 11-12-2009. Recursul formulat a fost de asemenea respins prin decizie irevocabilă de către Curtea de Apel Cluj, prin decizia 3325 din 14-12-2010. Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat prin decizia 3933 din 2011 caracterul valabil al contractului de delegare, anunță Societatea de Salubritate. Ieșire nervoasă a ministrului Sănătății Ioana Mihăilă. A plecat din mijlocul conferinței de presă pentru că a fost deranjată de întrebările jurnaliștilor. Nici măcar nu a mai fost să viziteze centrul de vaccinare pentru care se dusese de fapt la Craiova. Direcțiile de sănătate publică și conducerile lor sunt subiectul la care nervii șefei de la sănătate au cedat. Nu am renunțat la cele evaluări. În acest moment, majoritatea conducerilor direcțiilor de sănătate publică sunt interimare, motiv pentru care în lunile următoare vom scoate la concurs aceste posturi pentru a ne asigura că cei competenți și cei mai în măsură să ocupe aceste posturi de importanță deosebită în sănătatea publică vor avea acces la un concurs corect. Și acesta este și răspunsul la a doua întrebare. Postul va fi scos la concurs în următoarele săptămâni și sperăm că persoane competente vor veni și vor ocupa acest post. Vă mulțumesc frumos! Și supărat atât de tare, Ioana Mihăilă a uitat și de ce venise la Craiova. Ar fi trebuit să viziteze un centru de vaccinare, dar nu s-a mai dus. Asta deși era așteptată de angajații centrului, care aveau și ei niște păsuri. Pare rău să spun, dar puțin sfidătoare față de noi, personalul medical, cu toate că dânsa sigur știe că și banii sunt întârzieri cu banii, așa cum am zis, că nu sunt întârzieri cu banii. Noi știm foarte clar că lucrăm în centrele de vaccinare din luna aprilie și n-am primit niciun ban până în ziua de astăzi și nu e corect, pentru că lucrăm în baza unui contract și nu e corect să nu se respecte. Atât timp cât noi am fost... Doamna ministru, ai zis că s-a respectat contractul. Păi, cum să se respecte contractul atât timp când noi lucrăm din aprilie și suntem în iunie și nu s-a virat niciun bani? A zis că în urmă cu două zile s-au primit banii aici la Dolj, dar ce urmează să îi primiți? E ok, atunci ați încercat să discutați cu doamna ministru? N-am încercat pentru că n-am avut ocazia. Acum când s-a evit ocazia, se pare că doamna ministru n-a binevoie să ne asculte. Cel puțin pe noi, cei din linia întâi, că suntem direct implicați. Dacă punem accent pe vaccinarea populației, pe să vină lumea la vaccinare, să facem centre și asta, păi, să hai să ne respectăm cel puțin pe noi ăștia care muncim zi de zi. Între timp, coada la micii post-vaccinare din obor a ajuns chiar și în presa internațională. Ultima zvâgnire a unei campanii de imunizare care a încercat de toate până acum. Maratoane, campanii sentimentale, câștiguri la loterie și tot așa. La centrul de vaccinare din obor, fiecare vaccinat primește de la restaurantul care a avut inițiativa o porție gratis de mici și o sticlă de apă. La centrul deschis de vineri până duminică se folosesc serurile Pfizer și Johnson & Johnson, iar oamenii au venit să se imunizeze într-un număr impresionant.
Primarul sectorului 2 din capitală prefigurează deja un succes al campaniei de vaccinare de la Piața Obor. Edilul îi invită pe toți oamenii să se imunizeze. Din punctul meu de vedere este un succes, se prefigurează a fi un succes. Avem în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, între ora 8 și 20, puteți veni la Piața Obor să vă vaccinați gratuit și tot gratuit pentru fiecare vaccin. Primiți un voucher pentru o porție de mici și o apă plată. Deși părerile oamenilor sunt împărțite, lumea a venit de la mare distanță pentru a se vaccina, dar și pentru porția de mici promisă. Foarte bună, ca să convingă lumea să se vaccineze pentru sănătate, imunizare și să mai scăpăm de acest virus. Și, da, de pandemie. Și partea cu micii sunt totuși cei mai buni mici din București. Eu iubesc micii de aici din Obor, că stau aici în zonă și mănânc de fiecare dată când ajung aici în piață. Îmi plac. A contribuit și asta în alegerea locului unde să vă vaccinați? Da, și asta a contribuit, dar și pentru că stau în zonă și îmi convine aici aproape. Să mă mai programez telefonic și pe platformă. Faptul că am posibilitatea și nu stau la o coadă imensă și fără programare, am considerat să vin acum, a fost liberea mea alegere și faptul că am oportunitatea asta și libertatea acum, am profitat de ocazie. Da, da, foarte nădită. Cum ați aflat de ea? Cum? Cum ați aflat de campanie? Foarte bună. Stau tot mai în drumul taberii și am auzit și eu. Dar nu e vorba că unii că trebuie te duci să mănânci mici. N-am eu treabă. Pentru dar cei mai buni mici din București? Păi las că știu, când eram mic mâncam aici, dar... pentru mici, pentru sănătatea mea. Totuși, oamenii nu trebuie să uite de măsurile de protecție anti-COVID-19. Primarul reamintește de importanța siguranței fiecărui cetățean. Am discutat cu fiecare comerciant în parte, cu fiecare om de la tarabă, i-am rugat pe toți să poarte mască, o să-i rog și acum să poarte mască. Rog toți cetățenii care vin în Piața Obor și stau în spații aglomerate să poarte mască, să se vaccineze, pentru că numai așa scăpăm de pandemia asta care ne-a schimbat viețile profund și putem să ne reîntoarcem la viața dinainte. Actualitatea, ne întoarcem la scandalul politic al zilei. Comisia Europeană ne spune că PNRR e neclar deocamdată, că sunt nelămuriri legate de costuri și justificări. Dar e normal, spun la unison, Bruxelles-ul și Guvernul României, se schimbă opinii și de acum încolo vreme de aproape 2 luni. PSD a înțeles însă că planul a fost respins și a început să vorbească numai despre asta. A reîncălzit imediat și ideea mai veche că proiectele au fost concepute de companii străine în beneficiul lor. Ministrul Ghinea a venit azi cu ideea că va pleca din funcție dacă totul merge prost, iar premierul Câțu le cere tuturor să stea pe baricade și să nu plece nici în concediu până nu rezolvă inadvertențele din PNRR. Așa s-a născut noua controversă a zilei. Răzvan Chiruță, Newsweek România, bună seara! Bună seara! A ieșit din nou un dita mai tâmbălău în legătură cu acest PNRR. De bine ce puteai să presupui că planul ăsta de redresare și reziliență, până la urmă, nu o să suscite. E un document pe baza căruia trebuie să primești bani. Nu o să suscite atâtea polemici politice, nu, de atâta vreme. E un document foarte tehnic, care e greu de citit, de înțeles, de un nespecialist. Da, e clar că a fost folosit tot timpul electoral de ambele tabere și de aici, de asta s-a ajuns aici. În schimb, trebuie să remarcăm faptul că PSD nu are niciun pic de credibilitate în această poveste, pentru că este a patra oară, dacă nu mă înșel, în care spune că Planul Național de Reziliență și Redresare a fost respins și e deja penibil. Mai ales că E certitudine că acest Plan Național de Redresare și Reziliență nu va fi respins în integralitatea lui. Adică România nu va rămâne fără acest plan. Asta este imposibil. Pentru că nu asta e miza. În integralitatea lui nu, dar se folosește aici PSD-ul de un anume sens al cuvintelor, se ascunde după cuvinte. Nu, PSD-ul spune clar că acest plan în integralitatea lui a fost respins un capitol, să spunem, sau o frază, sau un capitol de cost, sau mai știu eu ce, că pe principiu nu se justifică, dați-ne altceva în schimb, poți să spui a fost respins planul? Nu, bineînțeles că nu e. Ca și cum, nu știu, am luat nota 4 la matematică și asta înseamnă automat că am fost dat afară din școală. Sigur că nu. Ideea este că până la urmă
Ok, ideal ar fi fost ca, în primul rând, ca acest plan național de redresare și reziliență, care este și numele, să fie un proiect național în care să fie implicate toate părțile. Aici e singurul aspect în care sunt de acord cu PSD. Faptul că acest plan național a fost publicat abia pe 2 iunie, deci de o săptămână, în condițiile în care multă vreme nu s-a știut decât pe surse ce conține acest document. Și asta a permis, a dat voie la speculații, a permis PSD să se joace cu cuvintele. Dar PSD-ul deocamdată, din ce am văzut, nu are reproșuri foarte tehnice. Adică nu spune concret, domnule, aici este greșit, specialiștii noștri, guvernul nostru din umbră, vine și spune că la punctul ăla e greșit, cum a spus Comisia Europeană, de exemplu. PSD-ul vine numai cu bombe, nici nu știu cum să le cataloghez, de genul PNRR a fost respins, care e fals, sau că doar România și Italia ia bancul împrumut, când de fapt ia și Polonia, că suntem întârziați și că gata, ne dau afară din UE, când de fapt, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, doar 23 de țări din 27 au depus plan național, deci sunt și mai întârziați, și în condițiile în care acest dialog între Comisia Europeană și România este firesc. Evident, putem discuta de faptul că specialiștii din guvern puteau să-și facă temele mai bine. E ca și cum, din nou, ca să facă o comparație cu școala, au dat teza, au venit la o evaluare și au cam picat-o. Puteau să învețe mai bine. Dar asta nu înseamnă, din nou, că România va pierde banii. România, sau mă rog, că nu acum nu înseamnă că va pierde banii. Decizia finală va fi în septembrie. Planul național de reziliență națională nu va fi respins, ci bucățele, capitole, și inclusiv Comisia Europeană a spus clar că asta este și direcția spre care se merge, să se facă corecturi și în niciun caz să se respingă întregătatea sa planul ăsta. Asta e o minciună. Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1, în direct cu noi. Bună seara! Bună seara, Lămușa. Există pe fond, domnule Burduja, totuși niște nelămuriri deocamdată. Putem să le spunem și obiecții, dar hai să le calificăm nelămuriri în primă fază ale Comisiei Europene legate de ce au primit și vizează de la infrastructură până la educație. Capitole de cost, inadvertențe, cum ziceam mai devreme, costuri, cifre care apar într-un fel când sunt pus într-un document, apar în alt fel când ceva mai încolo, în alt document, deși e vorba aparent despre același lucru, metodologii de calcul neclare, costuri supraevaluate la unele capitole. Despre toate astea, cine trebuie să dea socoteală? Bun, instituțional, ministrul Ghinea a coordonat procesul, dar nu e scopul meu să arunc vina pe unul sau pe altul. Cred că trebuie să spunem că acest răspuns al Comisiei Europene de azi este binevenit, pentru că el clarifică faptul că face parte această etapă din întreg procesul de aprobare a acestor planuri. Comisia Europeană n-a mai trecut prin un asemenea proces, de altfel nici România n-a mai trecut prin un asemenea proces. Însuși acest instrument de P4R, cum se spune, Banca Mondială, cred că este de inspirație chiar din Banca Mondială, din ce am înțeles de la Comisie, adică îți asumi niște reforme și ești plătit pe măsură ce bifezi acele reforme și poți, deci, cu acei bani să faci niște proiecte. Pay for results, cum se spune în limba engleză. N-a mai fost făcut de Comisie, nici de statele membre. De aici anumite inadvertențe. Eu cred că ele sunt firești. Unele sunt erori minore materiale, altele sunt erori provenite din poate grabă, poate o incapacitate a sistemului public românesc, și recunosc, domnule Mușat, și în Ministerul de Finanțe când lucram și am fost mandatat atunci la început să adun direcțiile principale din minister și să le cer reforme pentru Ministerul Finanțelor Publice, pentru PNRR, mi-a venit extrem de greu să mișc mecanismele birocrației din minister și să duc oamenii să-și asume niște reforme profunde în Ministerul Finanțelor Publice. Deci cred că în toate ministerele s-a întâmplat cam același lucru. Dar cât de riscant este să vii cu demisia pe masă, practic, să joci cu demisia pe masă, să zicem așa? Ne referim la acest pariu, oarecum, făcut de Cristian Ghinea astăzi în duelul lui cu Ciolacu. Că ne uităm la ce ar putea să meargă prost și acum apar tot felul de interpretări. Ce poate să meargă prost integral sau ce poate să meargă prost pe capitole? Așa este. Eu cred că e un gest de asumare și este plăudabil ce face ministrul Ghinea, având în vedere că a coordonat acest proces, că știe în detaliu cele 1300, 1400 câte pagini avem și, bineînțeles,
riscă și asumă și rezultatul acestui proces. Deci mi se pare un lucru efectiv de lăudat din partea unui partener de guvernare. Da, Răzvan Chiruță. Acum, sigur, Comisia Europeană pune această placă mereu, așa în stil occidental, nu comentăm documente obținute de presă pe alte căi decât cea oficială. Nici nu mai contează. Până la urmă, n-a negat nimeni de la Comisia Europeană acuratețea conținutului. Deci documentele sunt în regulă, așa cum le-a obținut presa română. Doar că, sigur, Comisia nu face niciun comentariu oficial. Dar dacă ne uităm la lucrurile care se reproșează, generic, nu sunt chestiuni legate, știu eu, de substanță. Nu e foarte bine reprezentat sectorul, nu știu, digital sau eco și e prea mult dincolo, colo sau dincolo. Vorbim aici de inadvertențe tipic funcționărești cu care, din păcate, noi în plan intern ne-am confruntat. Cum ziceam, sume care apar diferit de la un document la altul. Costuri, 133.000 de euro, de exemplu, un training pe o singură persoană. Aici cred că în dulcele stil românesc, cred că suntem pe cale să ne facem iară de baftă. Da, cred că aici trădează obișnuințele vechi din guvern și din administrațiile publice, când e bine să mai pui ceva în plus, că na, ca să ai de unde cădea, nu? Să avem de unde plăti comisioanele și parandărăturile. Cred că asta este marea problemă a acestui plan național de redresare și reziliență. Felul cum arată în momentul de față administrația centrală și locală, pentru că ea va trebui să pună în aplicare acest plan și avem mari probleme de competență în acest domeniu. Spunea foarte bine și domnul Burdușa, care a văzut din interior acest lucru. Cred că multe dintre problemele din acest plan național remarcate de Comisia Europeană nu sunt legate de corupție. Nu cred că e vorba de corupție neapărat. Sau nu în totalitatea lor. Și mai degrabă de incompetență, de oameni care nu știu să calculeze și care nu știu să facă niște planuri coerente. Pentru că, până la urmă, avem această experiență a fondurilor europene, unde lucrurile erau mult mai simple, le făceam noi, le dregeam cumva mai așa. Aici, pentru prima dată, Comisia Europeană este foarte atentă la ceea ce îi se livrează și mai mult decât atât, și aici va fi, de fapt, marea problemă acestui plan național, Comisia Europeană va fi foarte atentă și la modul cum va fi aplicat. Deci el are vor fi etape de câte 6 luni în care se va evalua ce s-a întâmplat în acele 6 luni și în funcție de asta se vor rebloca banii. Deci credința mea este, adică, că Planul Național de Redresare și Reziliență va fi acceptat în cele din urmă de Comisia Europeană. De aia Ghinea nu riscă nimic. E mai degrabă un gest politicianist destul de ridicol, după părerea mea. În schimb, aș vrea să mă înșel, dar eu nu cred că în 2026 noi vom avea dintr-o dată încă 460 de kilometri de autostradă, mii de creșe, mii de școli noi, ce mai sunt în planul ăsta. Sigur, bazându-mă pe scepticismul care vine din experiența negativă pe care am avut-o cu toții în această țară, pentru că noi ne comportăm acum ca și cum, am mai spus-o, ca și cum dintr-o dată nu mai fi avut fonduri europene, nu mai fi trebuit să facem reforme, nu mai fi trebuit să construim școli, spitale și asta și hai, în sfârșit avem șansa asta. Experiența ne arată că nu suntem chiar pricepuți la acest capitol și nu văd cum s-ar putea schimba radical în perioada următoare. Ca să nu mai zic, de exemplu, pentru autostrăzi, inclusiv pentru tronsoane din autostrăzile Moldovei, care au primit cea mai mare alocare în PNRR, nu sunt făcute documentațiile elementare, dar care au ani de zile. Știm foarte bine că la noi studii de fezabilitate și toate documentația de până când începe efectiv să pui primul metru de piatră și de asfalt durează foarte mult. Ori nu sunt făcute în acest moment. Nu știu cum a putea recupera în 5 ani, practic 30 de ani de întârziere. Trebuie să mă înșel. Mai multe despre subiectul ăsta, cum ziceam cu ministrul Ghinea, la ora 21, aici la actualitatea lămuriri despre cine e de vină pentru inadvertențele astea și polemica, bineînțeles, cu PSD, care vedem, iată, a atins în ultimele ore cote paroxistice legate de acest plan de redresare și reziliență. Până atunci însă, domnule Burduja, o situație despre care vorbim de câteva zile, care s-a acutizat, cea a gunoaielor din sectorul 1 al capitalei. Primărița Clotilde Armand vine și spune că acest contract, de fapt, cu Romprest nici nu există. O să fac o mică traducere aici, pentru că a tot folosit doamna primar
formula asta, contractul nu există, nu e că el nu există fizic, că nu s-a găsit, că e dispărut sau că nu s-a semnat niciodată. Nu există înseamnă, în accepțiunea doamnei primar, că nu e valabil, că el a fost încă de la bun început desființat de o instanță, că n-ar fi trebuit să existe, că putem să considerăm că nu există. Asta ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. Totuși, situația gunoaielor de pe străzi există. Amenințările dintre părți există, șantajul, cum a fost el numit, dintre părți există, există referirile la mafie și mai ales există sacii de gunoaie depozitați în capitală. Ce-i de făcut? Noi am dat mai multe soluții pe parcursul ultimelor luni, dar în primul rând să vă spun un lucru. Acest contract în momentul acesta este valabil, este legal, că ne place, că nu ne place, respectă principiul legalității, a fost analizat de mai multe instanțe și ca urmare a unor procese intentate de ANRMAP, fostul Agenție de Achiziții Publice și Consiliul Concurenței s-a dus în instanță și compania se pare că a avut câștig de cauză. Deci el este legal. De asemenea, se invocă mereu acest principiu al continuității. Ei bine, vedeți, el trebuie respectat de ambele părți. Adică și prestatorul trebuie să ridice gunoiul, dar și beneficiarul, autoritatea contractantă, trebuie să-l plătească în condițiile legii. Asta este legat de continuitate. Noi am propus soluția dialogului și a transparenței pentru a nu mai exista aceste frânturi de informații aruncate în spațiu public foarte bombastic și o ședință în sala de consiliu de la sectorul 1 cu presa, cu societatea civilă, cu doamna primar, consiliul local, prestatorul, o analiză comparativă a tarifelor. Deci se poate lucra. De asemenea, reducerea frecvențelor este fezabilă, dar ea trebuie dezbătută public, pentru că dânsa a mai venit într-adevăr în ședințe Consiliului Local cu diverse idei, dar erau gândite într-un birouaș de câțiva oameni și atunci sigur că este complicat să ne asumăm faptul că nu se va mai trece, să vă spun, nu știu, de 4 ori pe la coșurile de gunoi de la Piața Romană, de la ieșirea din metrou, se va trece numai de 2 ori. Păi poate nu este suficient, deci trebuie văzut în teren. În plus, domnule Mușaci, cu asta închei, sunt câteva soluții punctuale pe care primăria și, mă rog, aparatul primarului nu le-a pus în aplicare. 1. Verificarea modului în care Romprest își desfășoară activitatea. N-am văzut până acum nicio listă cu reclamații, unde și-a făcut, unde nu și-a făcut treaba. 2. Marea problemă a agenților comerciali din sector. Sunt undeva la 10.000 de firme care încalcă legea, din păcate, nu au contracte cu prestatorul de salubritate și atunci își duc gunoiul la stâlp. Când și-l duc la stâlp, plătim de fapt noi toți și de aici rezultă sigur și un cost mai mare pentru toți cetățenii sectorului. Da, detectez aici umbra conflictului care există între doamna Armand și consilierii PNL, pentru că exista un alt front deschis de doamna primar de când a obținut funcția, e ăsta cu consilierii PNL, un altul e cu salubriștii, un altul este cu, nu știu, mafia, procurori și alte asemenea ținte, e angajat în foarte multe conflicte, Clotilde Armand. Nu se sfătuiește cu nimeni din ce spuneți dumneavoastră? Da, speța asta nu are legătură din punctul nostru de vedere cu relația dificilă pe care o avem și este vizibil pentru toată lumea că, na, fără a mă victimiza sau a ne victimiza, dar dânsa ne-a calificat în diverse moduri, ne-a jignit. Odată la câteva zile spune că PNL e parte din mafie. Adică sunt acuzații foarte grave la adresa unui partener de guvernare locală, datorită căruia totuși dânsa este primar. Ori noi n-am avut un asemenea comportament, din contră i-am spus în permanență că suntem alături de dânsa, dar că vrem respectarea legii și vrem rezolvarea problemelor oamenilor. Pentru că și noi primim în fiecare zi 10 de sesizări, 10 de scrisori de la cetățeni nemulțumiți care nu mai vor să trăiască printre gunoaie. Soluția nu este scandalul, este un dialog perfect transparent în care toată lumea să înțeleagă ce se întâmplă și să obținem și această reducere a costurilor. Ei, apropo de scandal, Răzvan Chiruță, cât timp poți să mai mizezi pe scandal? Pentru că dacă nu rezolvi nimic, doamna Armand spune contractul ăsta nu există, e ca și cum n-ar exista, el e nul, a fost desființat de instanță. Bun, dar ai venit primar la sectorul 1 pe această situație. Adică nu e ca și cum scoți lucrul ăsta acum din mânecă și zici, știți ce? De fapt, eu am dreptate în conflictul ăsta pentru că acest contract nu există. Nu știm ce e în partea cealaltă, nu știm ce probleme are prestatorul. Dar noi vorbim acum de un ales local, un ales practic al cetățenilor, care trebuie să rezolve problema pentru ei. Bună,
Am văzut reacția RomPress, care spune că de fapt acest contract există și că, și mă rog, nu e adevărat. Eu am luat, apărarea lui Clotilde Armand și înțeleg ceea ce vrea să facă și bună intenție din această poveste. E clar că acolo se plătesc enorm de mulți bani și că se ascund și că locuitorii din sectorul 1 sunt mințiți prin acea taxă de gunoi zero, care de fapt îți permite, de fapt le iei cetățenilor controlul asupra ceea ce plătesc, pentru că eu, da, știu că plătesc taxa lunară și știu că plătesc 10 lei și dacă mâine se scumpește, sunt conștient de asta și poate fac scandal. Pe când e o plătită din buget, tu nu mai știi ca cetățean, tu zici, eu nu plătesc nimic, neștiind că, de fapt, dai mai mult. Dar, dincolo de asta, într-adevăr, marea problemă al acestui scandal este că nu se rezolvă un contract cu scandal. E ca și cum eu aș avea acum un contract la bancă, nu mai convine să plătesc ratele și în loc să, nu știu, să mă duc în instanță sau să încerc să fac o renegociere cu banca, mă apuc și mă duc în fața băncii cu o pancartă și spun, domnule, eu de mâine nu mai plătesc banca, sunteți niște mafioți, nu e în regulă. Problema, într-adevăr, în această poveste este că există totuși căi mult mai eficiente, aș crede, precum justiția, de a rezolva această problemă. Faptul că face acest scandal nu cred că e suficient și, sigur, e în primul an de mandat. Până în 2024 rămâne de văzut ce se va întâmpla, oamenii vor uita, probabil. Dar evident că tensiunea este mare, sunt cel puțin 6 luni de când tot apare doamna Clotilde Armand cu câte un scandal și cred că lucrul ăsta din punct de vedere răbdarea se va epuiza. Nu cred că funcționează la infinit. Arată ceva și despre implicațiile politice ale acestui caz, pentru că și șeful Gărzii de Mediu, care ar fi trebuit să constate că e o problemă ecologică, și prefectul Capitalei, care ar fi trebuit eventual, cum vroia doamna primar, să declare starea de alertă sanitară în sector, sunt din USR Plus colegi cu doamna Clotilde Armand. Cu toate astea, n-au susținut demersul ăsta în nicio formă. N-au susținut pentru că oamenii au respectat legea aia cu starea de alertă. Era o chestie penibilă. Să fim serioși, de ce să fie o stare de alertă pentru un conflict până la urmă artificial? Bun, în chestiunea asta, cel puțin, subiectul pare tranșat într-un fel. Adică nu se va da curs acestei cereri a doamnei primar. Rămâne fără acest suport pe care l-ar fi avut să poată să negocieze cu altcineva, rapid, în starea de alertă, că ar fi trebuit luate rapid gunoaiele de acolo. Da, doamna Clotilde Armand are, cum spuneai și tu mai devreme, are deja 6-7 luni de când e primar și nu pare să fi găsit o soluție, să fi căutat o soluție concretă de a rezolva această problemă. Până la urmă, chiar și chestia asta cu țipatul, cu mafia, cu presa vândută, cu... cât poate să țină? Mai, dacă ne uităm un pic așa, cam aproape, sau mă rog, cam prea mulți lideri din USR Plus își conduc politica doar pe această strigare a mafiei. Da? Vlad Voiculescu a plecat nu pentru că nu s-a descurcat la Ministerul Sănătății, ci pentru că mafia din sănătate l-a doborât. Dacă l-am întrebat câte dosare penale a depus la DNA în legătură cu această mafie de sănătate, nu e niciunul. La fel, doamna Clotilde Armand spune mafia din sănătate, dar există totuși instituții care cât de cât funcționează sau măcar, ok, poftim, încearcă să reduci. E obositor de acum și n-au trecut decât 6 luni, adică mai sunt 4 ani. Dacă continuă ritmul ăsta, nu cred că e bine. Da, apropo de fricțiunile astea, domnule Burduja, detectăm aici un fel de triunghi care nu e cel de la guvernare. E un triunghi așa între care se poartă diverse schimburi de replici și jocuri din astea politice și mă refer la PNL, la USR Plus și la PSD. A venit domnul Dâncu cu această idee care a făcut valuri că o eventuală guvernare viitoare ar putea fi între PSD și PNL. Cumva, bineînțeles, probabil toată lumea s-a gândit dacă nu se încearcă așa o aruncare a unei pete pe reputația PNL, că ar fi gata să intre într-o combinație cu PSD-știi. De partea cealaltă, același domn Dâncu spunea, l-am preferat pe Ludovic Orban celor de la USR. USR știm că a avut o felul de reacții, iată cum are și doamna Armand, la PNL, spunând mafie, aceeași mizerie ca PSD și așa mai departe. E până la urmă un joc din ăsta de a-l slăbi pe celălalt? De a-i afecta reputația? Vedeți, lucrurile astea nu fac bine. Noi, cei din PNL, suntem bucuroși că am reușit să scoatem PSD-ul din sectorul 1, din primăria sectorului 1. Lucrurile
s-au întâmplat acolo și iată că și azi au consecințe. Nu s-a spus foarte des în spațiu public, dar o bună parte dintre aceste facturi neplătite sunt totuși din, de pe vremea administrației PSD pentru prestatorul Romprest. Deci faptul că acum se încearcă plasarea PNL-ului lângă PSD doar pentru că nu suntem de acord cu primarul Plotil Darmand este incorrectă, este injustă. Noi am fost acolo în stradă, am cerut încrederea oamenilor, personal am fost în tot sectorul. Asta e stilul de a face campanie. Și ne-am asumat această administrație împreună cu partenerii de la USR Plus. Ori să vedem că brusc lucrurile s-au schimbat după alegeri și mai mult decât atât există episoade ca cel de săptămâna trecută și nu e vorba de a da din casă. Pentru că am spus, domnule, sunt treburi de interes public, ele trebuie prezentate public. Noi ne-am întâlnit aproape 2 ore cu doamna Armand, eu, viceprimarul PNR Ramona Porumb și doamna Armand, în 3, acum aproape 2 săptămâni, o săptămână jumătate. Am bătut palma că mergem înainte cu acest parteneriat, vom comunica mai strâns, vom colabora mai bine, iar la o oră i-a retras toate atribuțiile viceprimarului PNL. Nu este un mod de a face echipă, nu este un mod de a guverna și mă tem la rândul meu că pot exista consecințe și la nivel național. Ori, ultimul lucru pe care ne-l dorim este revenirea PSD-ului la butoane. Mulțumesc foarte mult, Sebastian Burduja, Răzvan Chiruță. Ne întoarcem la actualitatea în câteva momente. Vorbim despre facturile la energie. Rămâneți cu noi!